Salutare! Lasă, mă merge la magazin și vom cumpăra produs de culoare verde! Da! În videoclipul precedent am făcut cumpărături de culoare roșie și am văzut că v-a plăcut foarte mult și v-am rugat să ne scrieți în comentarii ce culoare să alegem pentru următoarea dată. Și erau foarte multe comentarii, nu știam ce să alegem și până la urmă ne-am decis la culoarea verde. Și de ce? Așa cum a spus Jasmina, astăzi mergem și vom cumpăra produse de culoare verde! Wow! Și din start ne împlinește arbuz. Pepene verde. Wow! Iată, acesta îmi place cum răsună. Alu! Gogoșe cu la doar 15 lei. Ua, bocat! Și albine semi-albă, 1 kg, la super prețul. Mamica, de este luăm? Vă așteptăm. Este, da, acesta? Da. Acesta, da? Păi, da, e cafeniu deja. Nu, vizionar. Dar trebuie să fie cât mai moale, da? E bun. Da? Hai că luăm. Deci luăm și kiwi pentru că este preferatul fruct al fetelor și a Jasmine și al Melise. Și înăuntru e verde. Deci aici sunt struguri, pere și mere. Mere noi avem acasă, vrem să luăm struguri și Jasmine, dacă vrei luăm și pere. Haide! Da? Hai tu ia pere, iar eu iau struguri. Wow! Două reașuri! Da, sunt cam tari și noi luăm doar două. Aici totul e verde, în afară de varză această mouă. Ce luăm de aici? Brocoli vrei? Da. Da? Da. Ok, hai să luăm unul. Pare să fie proaspăt, așa că luăm. Ardei, este roșu și este verde, așa că luăm verde. La voi în familie se prepară ardei umplut cu orez, da? Scrieți în comentarii. Deci castraveții sunt verzi, dar sunt moi. Dar aceștia sunt tari, pe ăștia-i luăm. Iar aici este multă verdeață. Am văzut acest set din mărar, pătrunjel, leuștean și ardei și cimbru. Eu cred că face sloc. Lapte din orez. Luăm. Wow, ce e asta? Chipsuri din orez cu măr și scorțișoară. Luăm două odată, bine? Da. Zona de copturi și caut ceva verde. Aici sunt donuturi. Dar nu sunt verzi! Cum crezi, asta e verde sau nu e verde? Pentru că este și roșu. Dar asta e verde. A? Ce zici? Nu merge, da? Ok, mergem mai departe. Nu este nimic aici. Mergem mai departe. Cafea verde. O luăm. Ce ai găsit? Geleuri. Le luăm. Și ele sunt încă înăuntru verzi. Super. Wow, iau ce mare. Așa mare îmi pare că nu am cumpărat niciodată. O luăm, că e verde. Și tot e verde. Luăm. Nu ne place bunișorul. Pe asta. Jasmina, luăm? Băi, parcă s-au înțeles. Uite. Cu alune, cu alune, cu alune. Trei producători diferit și la culoare verde, cu alune. Noi am ajuns la Oreo. Și vedem, sunt galbene cu brownie cafeniu, clasic, și
cu verde. Cum credeți? Se calculează că sunt ore cu verde. Da? Luăm. Semințe, biscuiți, chipsuri și pachetul e verde. Doritos, ambalajul e verde. Îl luăm. Ulei de măsline care este verde, pentru că măslinile sunt verzi. Paste, prins și formare, parcă sunt niște scoici. Și pachetul este verde, îl luăm. Conserve de ton în ulei de măsline și ce este verde. Element de casă, verde. De urmă, lapte de cafe. Cu găurele. Wow. Wow, cu wasabi! Eu aș lua! E verde, niciodată n-am mâncat așa ceva. Niciodată. Carne. Un balaj verde. Eu am găsit cremuște în pachet verde. Să scrieți la Kaufland cu un accent pe calitate la preții mici. În această zi puteți cumpăra granul de viitor. Prăjitură, 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 prăjitură. Ia, verde. Prăjitură cu spanac. O luăm. Mămica vrea tare. Sacoși pentru gunoi. Verzi. Mai luăm una. Aveam două coșuri cu 35 litri și acolo luăm două pachete. La noi mă fi toată casa în verde. Am ajuns în zona produselor nealimentare și hai să vedem de ce avem nevoie. Să fie de culoare verde. Wow! Ia să vedem. Eu am găsit aici ceva pentru fructe. Da. Mie îmi pare că ceva îi lipsește aici, știi? Seamănă. Dar eu cred că nu este ceva care, de care avem nevoie. Hai să mergem mai departe. Asta este zona la preferată. Aici sunt rechizite școlare, dar aici sunt jucării. Uite, am găsit verde. Jasmina, eu cred că ești prea mare pentru ei. Set, dar dacă ai tablă de tenis. Hai să vedem aici. Puțin verde? Iată aici mai mult. Da. Luăm. Și zis, măi, mă scade. A, dar noi să ne putem ascuți. Dar să luăm mici. Da. Și le vom putea ascuți. Și aici mai multe. Jucării sunt toate colorate. Dar de culoare verde nu este nimic. Așa că mergem mai departe. Da. Eu pentru prima dată văd șervețele umede cu miros de pepene verde. Trebuie să luăm. Ce atru? Băi, ce mult verde. Dă să luăm una. Băi, ce miros puternic. Ia poate Melissa va fi mai plăcut. Hai să luăm de Melissa. Hai să luăm de Melissa. Melissa, da. Se va scălda în apă cu Melissa. Da. Sau, sau, sau. Lăsa să luăm pe asta. Va fi mai ușor, apoi să o închinem și să o păstrăm. Wow, un miros foarte concentrat, dar se simte așa aromă de eucalipt, de nu știu ce are, așa că luăm. Totuși, ultima noastră decizie este aici, la această sticluță. De șampon nu avem nevoie, dar cremă pentru mâini o vom lua. Wow! Și foarte moale, îmi place. O luăm. Și este așa mic.
Luăm și mic? Nu trebuie. Ok, hai. Ua, ia jos mine. Aventura intergalactică lui Jamie Drake. Nu știu, sună ca o, chiar ca o aventură și vreau să o cumpăr jos mine. E verde? Verde. Gata, o luăm. Punem coș. Eu o să citesc cu mare drag. Eu cred că Jasmina merită like-urile voastre și, de asemenea, nu uitați să ne scrieți nou în comentarii ce culoare vreți să fie în următoarea dată, la următorul challenge. Deci, Melissa îi privește pasta de dinți, așa că des să-i căutăm pe placul ei. Da, uite ce pasta, cu gust de harboz. Wow! Vrei să o luăm? Ok, hai pentru știe. Bine. Și pentru Melissa. Hai, ne-am împărtat. Trebuie înapoi. Da. Nu este pasta de dinți, cea preferată a Melissei. Și alta de culoare verde nu găsim. Așa că va trebui să căutăm mai târziu, în alt magazin. Mergem. Desprăfuitor. Eu prima dată văd așa ceva și așa denumire prima dată văd. Scrieți în comentarii cine are așa ceva acasă. Nu vă uitați la mâine când faceți curat cu ea. Asta e frumos, dar nu știu cât e de sănătos. De fapt ne-au luat multe lucruri nesănătoase, dar poate ne limităm doar la cele. Așa, un suc din măr și strugă. Suc din piere. Verde. Din ananas. De fapt, în interior e galben. Dar pachetul e verde. Hai că luăm. Așa, nu pe toate. Mai lăsăm și celor rău. Noi am ajuns la casă și haideți să vedem ce mai este pe lângă casă și apoi trecem să achităm toate cumpărăturile noastre. Uite ce am găsit! Hubabuba de culoare verde. Luăm un orbit. Să avem o mașină așa, pe o gumiță, când vrem să împrospătăm aerul din gură. Mulți, mulți biscuiți cu ambalaj verde. I-am fi dat 5. 4, 5. Am găsit și sacoșe verzi. Ca să nu șmecherim, am luat așa cum după regula challenge-ului. Iuhu! Am sfârșit cumpărăturile noastre de astăzi și toate sunt în culoarea verde. Deci, vreau să ne scrieți în comentarii cum credeți, în ce valoare este suma tuturor acestor cumpărături. Scrieți-ne nou în comentarii cine ghicește, noi le punem la fiecare câte o inimioară. Și scrieți iarăși în comentarii ce culoare vreți să fie pentru data viitoare, cumpărăturile să fie anume în culoarea dorită de voi. Și asta e, vouă dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like și să vă abonați la canalul Jasmina Show și vă spunem aici, pa, pa! Pa, pa! You were passing by, surrounded by all those butterflies. Suddenly... Eu ador acest challenge și vreau continuarea! Scrieți multe comentarii și puneți multe like-uri! Pa, pa!